Bă, sunt extraordinar de prost. Nu știu dacă ați auzit vreodată, există un site care se numește Temu. Eu n-am auzisem de site-ul respectiv până când m-am lovit de o de situație. Bă, cum sunt eu rupt de lume în pula mea, doar cu artisticărele mele și cu... Păi am să-mi schimb și eu două covoare. Să-mi schimb două covoare de la primul nivel de la living. Am băgat covoare. Am băgat covoare pe Google și mi-au apărut instantaneu două covoare exact cum voiam eu. M-am uitat la preț. Unul era 180 de lei. Celălalt era, pentru că era mai mare, era vreo 240 de lei. Zic, bă, dă-te în pula mea. Zic, băi, am dat lovitura, nu există așa ceva. Zic, cine știe, o fi vreo promoție, o fi vreo treabă. Totuși niște covoare mari arătau extraordinar. Extraordinar arătau. Deci, repet, eu nu știam nimic despre, n-auzisem niciodată despre acest site. Bun. Pac, 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 mi le-am și comandat. Mi le-am comandat. Nu m-am uitat când vin covoarele. L-am gândit că totuși durează ceva mai mult decât dacă ai comandat, nu știu, pe Glovo. Bă, v-am zis, sunt foarte prost. Extrem de prost. Bun, bă, și trece o săptămână, eram, în perioada aia eram în montaj cu filmul, cu căsătorie. Eu am uitat complet de acea comandă de covoare, dar nu știu. Bă, dar la un moment dat, nu știu cum m-am gândit și zic, bă, dă-te mă în pula, covoarele, mă, covoarele. Zic, cred că a fost țeapă. Și, nu știu, am intrat pe mail și la un moment dat, scrollând așa, văd așa, covoarele dumneavoastră, comanda dumneavoastră, zic, hei, covoarele mele, mă. Mă intru, deci trecuseră, atenție, vreo două săptămâni, mai mult, mă, trei săptămâni. Păi și mă uit și scria ceva de genul, covoarele dumneavoastră, așa, cu tare, cu tare, au fost pregătite și au ajuns în Kazakhstan. În Kazakhstan? Zic, ce pula mea caută covoarele mele în Kazakhstan? Da, mă rog, ar vin de departe, în continuare, bă, cât de prost sunt, doamne, bă, o secundă m-am întrebat, în primul rând, cum să nu te întreb de ce ar fi un covor 180 de lei? Așa, bun, mai trece vreo săptămână, intru iar, covoarele noastre au ajuns la granița cu nu știu ce și cu tare, bă, deci deja devenisem absolut, trecuse o lună și ceva, devenisem absolut fascinat de treabă. Deci pentru mine această aventură a covoarelor mele era un fel de un fel de Jules Verne în pula mea, era ca ocolul pământului în 80 de zile, zic, covoarele mele, mai extraordinar, pe unde au ajuns, pe aia. Deci urmăream ca, știi, ca un serial devenise pentru mine, pe unde ori mai fi covoarele mele. Mă trezeam în fiecare zi și trăiam alături de aventura a covoarelor mele. Bun, la și la un moment dat n-am mai primit nimic. Deci trecuseră aproape 2 luni. Păi și la un moment dat eram la studio, tocmai terminăm de montat ce avem de montat în ziua aia și văd un mesaj de la Same Day care îmi spunea, comanda dumneavoastră a ajuns la Easy Box. Comanda mea, zice, ce comanda a ajuns la Easy Box? Când mă uit, covoarele. Zic, covoarele mele? Zic, un covor de 1,80 pe nu știu cum și altul de 2,20 pe la Easy Box? Cum pula mea să ajungă covoarele mele la Easy Box? Ăștia de la studio, Tudor și Comingrea, bine că au început să râdă, să... Băi, mă duc spre casă, era 4:30 dimineața când am trenat. Mă duc spre casă, mă opresc la Easy Box, dau acolo, zic, trebuie să fie o greșeală, nu se poate. Dau acolo. Băi, când am pus, era un pachet, fraților, cât să vă spun? Ce, un pachet atât? Deci de aici până aici. Păi când am pus mâna pe el, așteptându-mă să, bă, două covoare, cel puțin 25 de kg. Bă, deci când am pus, mi-a scăpat mâna, așa, în sus. Deci era un pachet extraordinar de ușor, de mic și de ușor. Zic, bă, ce pula mea mi-au pus așa. Bă, ajung acasă, bă, fraților. Băi, deci când am deschis pachetul ăla, deci erau efectiv, bă, niște cârpe. Bă, efectiv niște cârpe. Erau dintr-un ceva, știți covoarele alea care au așa ca un fel de puf alb, nu puf, niște fire albe. Bă, deci efectiv se vedea plasa aia de plastic în pula mea, deci era ceva
îngrozitor și miros, băi, deci dacă tu ești un om care are o casă, o mașină și cât de cât acolo niște bani în bancă și problema, în momentul în care călcai pe covoarele, într-o dată nu mai aveai nimic. Deci erau definiția sărăciei. nici nu stătea ca, pentru că de seama de la transport și la asta era în valuri, era zic, mamă, dă-te, și oricum avea o etichetă pe care scria, n-ai voie să le speli, n-ai voie să le calci, când spun n-ai voie să le calci, n-ai voie să calci pe ele. Băi, și atunci am înțeles și mi-au mai povestit alții și nu știu ce, băi, ești prost, băi, Temu cu tare și cu tare, dar trebuie să știi ce să comanzi de pe Temu, să comanzi covoare la 180 de lei de pe covoare care vine în pula mea din China. Păi, deci tu îți dai seama că valoarea, gândește-te cât costă transportul, gândește-te că valoarea lor este de undeva de la 30 de lei. Valoarea de, ce covor poate fi la 30 de lei? Bă, și atunci am dat seama că sunt extraordinar de prost. Atât sunt de prost. Bun, și acum că am vorbit despre cât de prost sunt eu, putem să ne continuăm ziua, mă rog, noaptea, mult mai liniștiți.